Sucevenii au început perfect competiția, câștigând primele două meciuri, 3-0 cu Buzău și 3-1 cu Craiova. Clubul sportiv școlar LPS Suceava a înfruntat apoi viitoarea campioană națională CTF Mihai I București, în fața căreia a pierdut cu scorul de 0-3. Echipa antrenată de Tudor Orășanu a rămas în lupta pentru o medalie, odată cu victoria scor 3-2, obținută în fața celor din Baia Mare. În meciul decisiv pentru stabilirea ocupantei locului 2, la finalul sezonului, sucevenii au trecut cu scorul de 3-1 de Clubul sportiv școlar Dej. În echipa ideală a turneului final au fost nominalizați doi suceveni. Alexandru Raț a fost desemnat cel mai bun trăgător fals, iar Marius Bortă cel mai activ libero. Mă bucur că am transformat bronzul de anul trecut în argint. S-a văzut un progres vizibil în ultimii 2-3 ani, progres în care a contat și experiența de la divizie. Și au dorit foarte mult o medalie, au jucat degajat și în același timp au ascultat și tactica de joc. Vreau să-i felicit pentru că, pe lângă faptul că vin zilnic, câte 2-3 ore la antrenamente, sunt și foarte buni la învățătură. De asemenea, vreau să le mulțumesc părinților pentru că au înțeles situația, a declarat antrenorul Tudor Orășanu. Acesta a mizat la turneul final pe următorii jucători: Alexandru Rață, Ștefan Verciuc, Vlad Buhu, Tudor Ștreangă, Marius Borta, Alexandru Roman, Justin Cioban, Iulian Florea, Gabriel Albu, Vlad Ștreangă, Răzvan Dănilă și Eduard Cazacu.